Bună ziua, dragi colegi, și bine v-am găsit la o nouă sesiune online. Mă numesc Svetlana Cojocaru și în ora care urmează voi vorbi despre Google Classroom. Ce reprezintă această aplicație? Cu această aplicație, profesorii pot să-și eficientizeze timpul, să-și organizeze cursurile, precum și să comunice mai ușor cu elevii. Classroom este un instrument din suita Google pentru educație, cu care profesorii pot să creeze și să organizeze rapid teme, să ofere eficient feedback, precum și să comunice ușor cu elevii. Cu această aplicație, elevii pot să-și organizeze temele în Google Drive, să le finalizeze, să le predea, precum și să comunice direct cu profesorii și cu colegii. Deci, să începem. Ca să putem folosi aplicația Google Classroom, putem să facem acest lucru direct din browser. Când intrăm pe Google și dacă suntem deja conectați cu contul nostru personal, atunci în partea dreaptă, în aplicațiile Google, găsim Google Classroom. Se deschid clasele. Aici eu văd clasele care am creat deja și clasele în care eu sunt invitată ca membru sau ca proprietară, ca profesor. Sau pot să fac altfel. Merg în browser și scriu de Classroom Google. Vedeți cum am scris și Classroom Google.com și fiind conectată cu Google, contul Google în browser, automat intru în clasele mele. Elevii, dacă nu folosesc calculatorul, dar folosesc telefonul, pot să descarce aplicația Google Classroom pe telefon și atunci când ei vor accesa această aplicație, de îndată se va deschide o așa o interfață. Da? O să vadă clasele la care ei sunt studenți și clasele din care fac parte ca membru, de exemplu. Da? Deși dacă sunt folosiți adrese din domeniul școlii, atunci ei nu, studenții nu vor putea să creeze clase decât să fie ca studenți în alte clase. Bine, deci să începem să creăm o clasă. Cum facem acest lucru? Observăm în partea dreaptă un plus. Făcând click pe acest plus, creăm un curs sau ne înscrim la el. Dacă doriți să vă înscriți, apăsați înscrieți-vă la curs și dacă o să apăsăm așa, aici ne va cere să introducem codul și apoi să ne înscrim. Sau creăm cursul, apăsăm creați un curs. La momentul când creăm un curs, trebuie să dăm numărul cursului, această secțiune este obligatorie și fie că eu voi numi. Hai să spunem instrumente web. Secțiunea, o să scriu acest curs. Curs destinat profesorilor. Subiect sala nu este obligatoriu, dar dacă doriți, puteți să scriți. Și se creează cursul. După ce se creează cursul, va fi nevoie să setăm acest curs. Și acum am să vă arăt cum se face acest lucru. Așa. Sunt greu, văd că merge internetul la mine. Gata, cursul meu s-a creat. Reșind de la numele care îl dăm, intuitiv, aplicația ne oferă și o temă pentru acest curs, dacă observați, da? Dar dacă doresc să schimb această temă, eu pot să selectez o temă din deja care aplicația ne le oferă. De exemplu, ei chiar în galerie au și câteva teme, matematică, știință, de exemplu, da, eu am să aleg, fie că aleg așa ceva, da? Și selectez tema. Sau dacă doresc, pot să încarc o fotografie din calculator și atunci eu am să schimb tema cursului.
Dacă observați, atunci când schimbăm această temă, da, când selectăm tema sau când o să încărcați o fotografie, aplicația vă oferă de îndată și soluție. Da? Uitați-vă, deodată mi-a pus rozul pentru noi. Eu am aici culoarea roză și aplicația a setat tematica întregului curs. Ce facem mai departe? După ce noi creăm cursul, cum am spus, noi trebuie să-l setăm. Setările se fac din partea dreaptă, unde este roticica. Facem click pe roticică și se deschid detaliile cursului. Dacă dorim să schimbăm ceva la numele cursului, la descrierea cursului, la secțiunea cursului, da, putem să o facem oricând. Codul pentru curs îl putem reseta. Dacă doriți, putem să-l afișăm, să-l copiem, să-l resetăm sau să-l dezactivăm dacă dorim ca să nu mai poată studenții să se înroleze în acest curs. Fluxul, studenții pot să posteze și să comenteze sau putem să alegem că studenții pot doar să comenteze sau numai profesorii pot posta sau comenta, da? Luați opțiunea care credeți că este ok pentru curs. Activitatea la curs în stream, dacă doriți ca să se afișeze notificările comprimate, să ascundeți notificările, să afișați atașamentele și detaliile, atunci alegeți și acest lucru. Dacă doriți să afișați elementele șterse, atunci faceți click pe acest buton. Dacă nu, lăsați să fie. Evaluarea. Partea interesantă a evaluării este calculul notelor, pentru că dacă doriți să se facă o medie, atunci alegeți media în ce bază? În baza punctelor să se facă media sau pondere după categorie. Dacă, de exemplu, o să alegeți pondere după categorie, automat aici alegem să se facă media și înseamnă că trebuie să alegeți categorii de note. Cum facem acest lucru? Adăugăm o categorie de notă. Fie că eu am evaluare sumativă și această evaluare va avea ponderea, de exemplu, 50%, da? Mai adaug o categorie, fie că avem evaluare formativă, care, de exemplu, vei avea 30%. Și fie că mai am încă o evaluare curentă, care va avea 20%, pentru că în sume nouă trebuie să ne dea doar 100% și din cauza aceasta trebuie să împărți aceste tipuri de categorii de note, în baza cărora se va calcula. Ok, dacă nu mai avem ce adăuga, salvăm acest lucru. Se salvează. În partea stângă avem denumirea cursului și avem un submeniu unde putem să vedem toate cursurile, calendarul, dacă doriți să vedeți evenimentele care sunt puse în curs, de exemplu, eu dacă am să deschid acest calendar, o să-mi arate ce am eu pe această săptămână, ce lecții am planificat, anume cu cursul dat. Cursurile pe care le predau, sarcinile care trebuie de terminat și de verificat, le găsim toate aici. Fie că eu merg înapoi la cursul meu instrumente web și vreau să introduc activitatea la curs, da? Sau haideți să mergem întâi pe persoanele care să le adăugăm, pentru că după ce setăm, într-adevăr, noi avem nevoie ca să adăugăm persoanele la curs. Acest lucru facem de pe bara de sus, alegem persoane și avem posibilitatea să adăugăm profesori. Profesorii care îi vom adăuga au aceleași drepturi ca și mine, ca proprietar al cursului, să modifice, să adauge persoane în curs. Studenților le putem transmite această cheie să se înscrie în curs sau putem să înscrie manual. Am să vă arăt cum se face și prima și a doua lucru. Fie că eu am să adaug aici, așa, un student, îl invit și vă arăt cum a primit acest student invitația. Am să intru în contul
Așa, este test. Într-un cont. Și așa o să facă și elevii. Intră în contul lor. Și când o să citească mesajele, vor primi o notificare, precum că sunt invitați în cont. Ia uitați-vă aici. Invitație la curs. Bună ziua, Svetlana! Svetlana Cojocaru o invită la curs instrumente verb, curs destinat profesorilor. Și eu apăs pe participație. Respectiv, elevului ce se deschide, se deschide deodată cursul. Vedeți? Numai că la mine aici pare mi se logat cu Svetlana Caragiale, da, cu și o să schimbă ca să se vadă cu test cum este, cum să se vadă partea elevului. Și sunt cursul la care eu sunt invitată. Cursul ăsta care eu, instrumente web cu destinat profesorul. Și eu apăs înscrieți-vă. Și uitați-vă, eu ca elev deja sunt în acest curs. Eu văd aceeași interfață, da? Eu pot să văd activitatea la curs, pot să văd persoanele care sunt în curs profesor și pot să văd elevii, fluxul de activități și așa mai departe. Și fie că eu vreau să, ca un elev, să se conecteze singur și am să-i transmit, de exemplu, am să-i transmit codul, da? Acest cod. Și am să intru încă cu un alt cont. Și intru la Google Classroom. Să vedem dacă iarăși nu ne a deschis așa cum trebuiește. Eu văd cursurile mele, cursurile la care sunt invitate și dacă eu vreau să adaug, elevul ce face? Înscrieți-vă la curs și va scrie aici codul. Și înscrieți-vă. Și o să vedeți că se deschide cursul Instrumente Web, curs destinat profesorilor. Vedeți? Cum s-a deschis și aici. Același lucru. Am să le las deschise pentru că am să arată apoi cum se adaugă sarcini și cum elevii fac activitatea. Deci, mergem mai departe. Uitați-vă ce avem aici la persoane. Persoanele deja au sondaj. Când merg în instrumente web, dacă se merg la toate cursurile mele, vedeți, eu văd aici că sunt doi studenți aici. Așa. Oricând putem să adăugăm persoanele sau prin acest cod sau prin invitație când adăugăm. Și dacă dorim ca să nu mai adere niciun elev, noi putem să dezactivăm din setări, cum am mai spus, acest curs. Bine, ați făcut cursul, dar vreți să-l ștergeți. Nu vă place, da? Cum ați făcut, de exemplu, da? Fie că eu am să șterg un curs care deja am făcut mai devreme, merg aici în cursuri, fie că eu vreau ăsta să-l șterg. Cum fac eu? Merg aici și îl arhivez. Eu îl arhivez. Și apoi când o să merg la cursuri arhivate, vedeți aici jos, cursuri arhivate, aici eu am posibilitatea deja să-l șterg sau să-l restabilesc. Și l-am șters. Așa noi putem să ștergem un curs. Așa este modalitatea de a șterge un curs care deja l-am creat și nu mai avem nevoie de el. Sau, de exemplu, dacă dumneavoastră ați făcut cursurile și semestrul s-a închis și le vreți să le arhivați, ca ele să nu mai stea aici să vă încurce, puteți să le arhivați și ele o să stea acolo și veți reveni la ele oricând doriți, da? Nu e obligatoriu să le ștergeți. Eu, pur și simplu, am vrut să arăt cum putem să ștergem un curs. Bine, mergem la cursul pe care noi l-am creat și vrem să adăugăm activitate. Înainte ca să adăugăm activitate, vreau să vă spun că acest flux care deodată apare este același flux cum este la Facebook, cum este la orice rețea de socializare.
Aici elevii vor putea să posteze anunțuri, să scrie comentarii, să răspundă la postări, fix același lucru împreună cu profesorul, da? Adică este așa o comunicare ca pe o rețea de socializare, da? Doar în flux, postând diferite teme și comentându-le. Mergem la activitatea de curs. Când deschidem activitatea la curs, noi putem să aici să atribuim teme elevilor care fac parte din acest curs, putem să creăm diferite întrebări, să folosim subiecte pentru ca să organizăm activitatea cursului în module sau unități, putem să ordonăm activitatea așa ca cum ne place nouă ca să o vadă mai frumos studenții. Avem din start calendarul direct de lucru și noi putem să vedem sarcinile în calendar și dosarul de curs în Drive, ce este bine pentru că fiecare curs creat în Google Classroom are un dosar aparte în Drive unde veți găsi permanent toată informația ce ține de acest curs. Adică sarcinile care elevii au încărcat, documentele care ați lucrat împreună cu ei în colaborare, adică tot ce ține de curs în ce s-a încărcat. Ce putem noi să creăm? Avem posibilitatea să creăm o temă cu chestionar, întrebare, material, să reutilizăm o postare care deja a fost creată și să adăugăm subiecte. Cel mai bine ca să puteți să faceți pe unități acest curs, să adăugați întâi subiectele. Ceea ce am să fac și eu, de exemplu, să adaug un subiect, introducere în tehnologii web, în aplicații. Educaționale, de exemplu. Așa am greșit, educaționale. Adaug. Deci, vreau să mai adaug încă un subiect, pentru că aici au dat toate subiectele apare și puteți din start să vă ordonați această clasă cu subiectele pe care vreți să le abordați în clasă. Mai departe, eu aș să fac așa un subiect. Crearea jocurilor educaționale, de exemplu. Așa, mai adaug încă unul subiect. Crearea unui portofoliu digital. Digital, portofoliu digital, de exemplu. Și adăugăm. Oricând eu pot această structură să o schimb, fac foarte simplu, iau și schimb așa, sau merg de aici, de la mai multe punctișoare și uitați, mut în jos, de exemplu, da? Sau, de exemplu, eu vreau o introducere să fie mai sus și eu mă merg și o mut în sus. Iarăși o mut în sus, da? Dacă nu doriți să... Așa. Și vreau, după structura asta, să vadă elevii subiectele. Mai departe, vreau să adaug material, da? Pentru că înainte ca să le dau teme elevilor, e și normal ca să le dau materialul ceva să citească, să învețe și apoi deja le dau teme sau teme cu chestionari și întrebări. Și adaug material. Când adaug material, uitați-vă ce interfață avem. Aici pot să-i dau o. Pentru că eu, de exemplu, dacă adaug la introduceri despre instrumente web, de exemplu, îi pun aici așa. Instrumente web. Și aici pot să adaug o descriere, introducere în instrumente web. Ce posibilitate am? Eu pot să adaug din Google Drive un document aici. Pot să adaug un link, un fișier. Pot să adaug de pe YouTube. Ce drept acum posibilitatea de pe YouTube nu este pentru că contul nostru de G Suite care este cu domeniul clasa viitorului, undeva peste o lună o să ne dea voie să adăugăm, adică ca să arătăm că suntem activi și lucrăm.
Dar dacă nu merge varianta asta, puteți să adăugați un fișier ca link. Ca link să adăugați, de exemplu, YouTube-ul, da, și o să vadă elevi. De exemplu, duce instrumente web și eu am să adaug, de exemplu, nu știu, hai să adăugăm un fișier. Pot să le iau de pe contul meu Drive sau să-l încarc din calculator. Eu am să găsesc unul din calculator, de exemplu. Așa, încărcăm. Gata, eu am încărcat. Fie că eu vreau să adaug un link, merg, de exemplu, și, nu știu, am să caut acum instrumente Web 2 și am să dau un link. Iată, de exemplu, asta, da? Și am să dau linkul, să-l copii de aici. Și merg la clase. Și adaug linkul. Și uitați-vă, adaug linkul aici. Mai departe, pot să creez, de exemplu, un document, o prezentare direct, dacă, de exemplu, eu nu am un document și vreau deodată să-l creez aici, să-l dau. Eu pot, de exemplu, să creez direct din Drive un document, prezentări, foi de calcul, un desen sau un formular, dacă am nevoie. Gata, eu am adăugat. Ce vedem în partea dreaptă? Ne întreabă pentru ce curs, că noi aici putem să, aceeași temă putem să folosim la mai multe cursuri și putem să bifăm unde să fie această temă, acest material. Eu am să bifez instrumente. Aici aleg modalitatea cine să vadă, adică toți studenții. Dacă, de exemplu, eu vreau ca acest material să-l vadă doar un student, atunci eu bifez doar un student. Dar dacă vreau să vadă toți studenții, fac click pe toți studenții. Subiect, aleg subiectul, de exemplu, țineți minte, noi am creat subiecte și aici avem posibilitatea să alegem un subiect din cele care le-am creat sau să creăm încă un subiect la care face parte acest material. Eu am să adaug la introducere în aplicații web educaționale și postez. După ce am postat, uitați, materialul tot este aici postat, da? Ok, eu vreau la introducere în aplicații web educaționale, după ce am dat materialul, să adaug, de exemplu, o întrebare scurtă, da? Ce sunt aplicațiile Web 2.0, da? Descrieți, adică am o opțiune că să răspundă scurt sau răspunsuri multiple, în dependență. Adică aici puteți pune o întrebare dacă elevul a înțeles tema sau nu a înțeles după ce a analizat-o. Da? De exemplu, eu am să aleg răspuns scriu și am să-i descriu instrucțiunile, ce trebuie să facă. Descriți. Aceste aplicații. De exemplu, da? Sau aici puteți altă instrucțiune, da? De asemenea, puteți să adăugați un document sau, de exemplu, dacă eu vreau să-i spun că în acest document să descrie, da? Răspunsul scurt, da? Eu pot să-i creez un document să-l rog să descrie în acest document, de exemplu, da? Dar eu am să aleg și el o să descrie. Și uitați-vă ce aleg, ce avem în partea asta la ce răspund. Eu aleg la care curs, cine să-mi răspundă la această întrebare. Țineți minte, am făcut categoriile de note. Dacă nu au nicio categorie, de exemplu, eu pot spune evaluare curentă asta, da? Și câte puncte o să iei pentru această evaluare curentă? Pun 10, de exemplu, da? Dacă, de exemplu, îi spun că este un termen limitat de răspundere, dacă eu am să aleg, înseamnă că eu merg la aici și aleg când. De exemplu, fie mâine el trebuie să-mi răspundă, da? Opțional este ora, pot să aleg și ora, de exemplu, dacă am nevoie, dacă nu, lăs așa, da? Subiectul, eu aleg subiectul introducerea aplicației. Studenții își pot răspunde reciproc sau studenții pot edita răspunsul, da? Aleg modalitatea. Studenții își pot răspunde reciproc, pot edita răspunsul dacă au nevoie sau nu, da? Și apăs întrebați. Uitați-vă, aici a apărut întrebarea. Dacă eu doresc să le mut aici, e prima întâi asta și a doua întrebare.
Și vreau să creez, de exemplu, o temă pentru acasă. Tema. Instrumente web. În educație. Și instrucțiuni. Creați o prezentare despre instrumente web în educație. Puteți aici să adăugați ce să conțină această obligatorie, da? Adică în dependență cum doriți. Și eu iarăși, uitați-vă aici în partea dreaptă, aleg tema la care toți studenții îmi trebuie să-mi facă. Aleg că asta este o evaluare, de exemplu, formativă. Aleg 10 aici, de exemplu. Termenul limită, de exemplu, eu îl pun pe 8, nu pe 7. Subiectul, introducerea aplicației web. Și am posibilitatea să fac și o grilă de evaluare. Dacă, de exemplu, ca să știi bă, elevul concret, pentru ce el primește note și câte puncte e. Cum fac acest lucru? Merg la plus grila de evaluare și dacă deja am o grilă de evaluare creată, eu pot să reutilizez, da? Să răsfoiesc grilele de evaluare care sunt și să, sau să importez din foi de calcul, dar eu nu am și am să creez o grilă de evaluare. Observăm că aici avem posibilitatea să folosim punctajul, să ordonăm în ordine crescătoare sau uitați, avem posibilitatea în ordine descrescătoare punctajul, de exemplu, da? Și să adăugăm criterii. De exemplu, primul criteriu după care eu voi evalua această prezentare, numărul de slide-uri, de exemplu. Și pot să scriu la descriere, nu e obligatoriu, dar pot să scriu, adică concret ce am eu în vedere. Și spun că, uite, dacă e un nivelul foarte bine, și spun că, uite, pentru asta el o să ia 3 puncte, de exemplu, și în descriere scriu că anume câte slide-uri, da? Și scriu 3, de exemplu, 10, 15 slide-uri. Așa, mai departe, mai adaug un criteriu, de exemplu, 2 puncte și o să primească pentru bine și fie că asta o să fie, de exemplu, va fi 9, nu 9, dar punem așa, 5, 9 slide-uri. Și mai adăugăm încă un criteriu, suficient. De exemplu, un punct pentru suficient primește. Și scriem aici, de exemplu, 3, 4 slide-uri. Mai adăugăm un criteriu. De exemplu, doar numărul de slide-uri, pentru că automat observăm că aici e 3, dar eu vreau să ajung la 10 și mai adaug. De exemplu, hai să spunem numărul de instrumente, numărul de instrumente descrise, de exemplu. Și îi pun, de exemplu, îi punem așa, hai, 5 puncte. Foarte bine. De exemplu, 10 instrumente. Hai, punem 10, 8-10 instrumente descrise. Fie că mai avem un criteriu, aici o să fie 3 puncte, de exemplu.
Bine. Va fi 5, 7, să spunem, instrumente descrise. Și haide să mai punem încă suficient. Și punem un punct. 2, 4 instrumente descrise. Și uitați-vă că automat mi s-a pus 8. Oricând eu pot să, această grilă să o schimb, de exemplu, eu dacă nu vreau să mai adaug, pot să pun aici, de exemplu, 5. Aici voi pune 3. Aici o să fie 1, da? Și am schimbat și la mine s-a făcut 10. Dacă eu pot să pun punctajul 10, da? Gata, eu am salvat această grilă. Da? Și această grilă eu o să o folosesc anume pentru această temă. Și creez tema. Vedeți că s-a adăugat aici, da? Tema a fost creată, deadline-ul a fost pus, da, termen limită este, termen limită este, numai că eu aici iarăși trebuie să adaug. Așa. Le-am ajuns frumos în ordine. Gata. Merg la flux și dacă observați aici în curând ce sunt aplicațiile web, instrumente web în educație, da? Sunt afișate. Și dacă eu ca elev, da? Ce vede elevul? Da? Eu cu șam să intru în fluxul a fost actualizat și vedeți, automat la mine apare aici ea, la elev apare ce va fi în curând. Și eu pot să merg aici, ce sunt aplicațiile Web 2 și pot să răspund, da? Evaluarea curentă și descriu, de exemplu, și da? Descrieți aplicații. Eu trebuie să pot să comentez la curs. Aici introduc răspunsul, adică așa vede elevul, da? Pot să întreb o întrebare sau am comentat sau ceva sau introduc răspunsul aici, da? Și, de exemplu, eu scriu aici răspunsul. Aplicația este aplicațiile web 2 sunt zero. Sunt și o scriu acolo ceva, da? Și dacă, de exemplu, gata, eu am scris ca elev, eu ce fac? Predau această temă și ne spune că dacă trimit răspunsul, pot să-l modific și eu predau. Gata. Și am posibilitatea să văd și răspunsurile colegilor, dar eu încă n-am răspuns ca coleg și am să intru aici ca alt coleg și a să merg și am să răspund la întrebare și eu. Și scriu aici, nu știu. Și predau. Și din start, după ce am predat, eu pot să văd răspunsurile colegilor și văd cine și ce a răspuns. Vedeți? Eu pot să văd fiecare. Asta eu pot să văd. Eu, ca profesor, ce fac? Merg în cursul meu și am aici în flux cine a postat, da? Vedeți, eu pot să văd. Dar merg și la activitatea de curs, persoane și la note. La note, dacă observăm, ne apare temele care le-am dat și eu ce pot spun nota la fiecare. Cum eu pot să văd această temă? Merg aici și merg la Svetlana și văd ce a răspuns. Asta cu numărul de slide-uri încă n-am încărcat. Haideți să mergem la prima. Asta este, da? Temele studenților. Determinate teme în toate cursurile, așa că eu am aici, da? Ce sunt aplicațiile web? Și văd. Eu pot să comentez, să răspund ceva, să-i spun cu ce, de ce nu ai descris mai, nu știu ce acolo ea, mai citește tema, da? Și persoana o să primească notificare cu ce profesorul a scris și pot să-i adaug notă. De exemplu, dacă aici ceva a scris, îi dau, de exemplu, un 6. De aici, de exemplu, îi dau un
2. Da? Și automat o să vină notificări, da? Și când o să merg în răspunsurile dumneavoastră, că văd aici la elev, răspunsurile colegilor, și activitatea la curs și eu văd toate subiectele. Nu, eu notele nu le văd. Probabil că o să vină notificare. Acum o să vedem notele unde sunt. A, că aici sunt, da, că... Bună ziua, întrebare nouă. Și apare notificări și în... Bine. Am dat notele. Mergem mai departe în... în curs. Nu am returnat notele, că de ce nu le vedem? Că eu am dat să apăs returnare, că apăs returnați. Și dacă returnez, studenții vor fi anunțați că au primit aceste note și returnez. Și la momentul când am să intru la mine în Casetlana, în primul rând pe e-mail am să primesc așa o scrisoare. Cu notă, da? Notată, am fost notată. Și scrie. Și eu pot să deschid 6 din 10 și pot să deschid să văd. Da? Vedeți? Eu pot să deschid chiar aici să văd. Că a deschis ca... Da, ați văzut notificare deodată a venit la... Și fix același lucru a venit și în partea cealaltă. Ok. Eu acum sunt aici. Am returnat notele. Eu pot să văd și alte returnați. Și văd cursul, da? Ce este bine, că dacă am pus data limită, atunci eu când merg în calendar, eu văd, vedeți tema, că aici este ce sunt aplicațiile web, instrumente web în educație, sunt teme când ele trebuie să fie predate. Și fix același lucru o să vadă și elevii când vor merge la ei în calendar. Vedeți? Ei au aici în calendar cutia, au tema de acasă de făcut. Și asta este foarte bine pentru că ei pot să deschidă calendarul și să vadă asta cum ar fi agenda de la școala care pe foaie era, da? Pentru că și-o scrie data și ce trebuie să fac, ce trebuie să răspund, da? Este foarte bine că vine și notificările mele, plus la asta încă vin și notificările. Ok. Fie că acum vă arăt cum se elevii vor introduce tema pentru acasă, ce ține a doua, da? Instrumente web în educație. Aici ce trebuie să facem? Trebuie să apare la elev, uitați-vă, creați o prezentare despre instrumente web și spune că uite, la numărul de slide-uri câte puncte vei primi, vedeți? Și el știe că uite, dacă o să facă atâtea numărul de slide, câte puncte o să aibă, da? Și fie că eu adaug sau pot să creez prezentarea din start aici, vedeți? Elevul poate să creeze prezentarea din start în drive și nu este nevoie ca el să facă asta pe calculatorul, poate face din din drive și fie că eu am să pun, nu contează, dați să mai adaug aici pe două slide-uri să fie făcute așa. Așa scriu aplicații web. De exemplu, da? Și se salvează. Și apăs distribuiți. Dacă vreau să distribui cuiva, n-am să fac acest lucru. Și automat se salvează, da? Și dacă închid acesta, uitați, prezentarea mea aici este salvată.
Pot să mai adaug sau să creez încă o prezentare și o predau. Se trimite, uitați-vă, această prezentare care eu am făcut-o direct în Drive, da? Ce este bine, că elevul poate să facă direct în Drive și nu este nevoie numai decât să facă asta pe calculator, în aplicația din calculator. Și eu am predat acest temă. Acum merg la ca profesor și merg la note. Și vedeți notele aici spuse la prima, da? 4, 6, 2. Și merg la instrumente web. Și vreau să notez pe Svetlana, de exemplu. Și eu aleg aici, de exemplu, numărul de slide-uri, de exemplu, a făcut numai de suficient. Instrumente, de exemplu, așa, da? Fie. Nu contează eu acum doar. Și returnați. Ce înseamnă returnați? Cutie se duce la și returnez rezultatul. Și Svetlana o să primească pe e-mail notificare, cutie a primit așa notă. Și când eu o să merg la note, eu am să văd notele. Și uitați, media clasei, în ponderea, se calculează după categorii, pentru că la mine a fost o întrebare de evaluare curentă și una era evaluare formativă. Vedeți că și scrie evaluare curentă și evaluare formativă. Și din câte note, de câte puncte are, câte a acumulat elevul. Și este foarte comod, pentru că noi ce facem, noi vedem cum elevii au făcut acest lucru. Putem să adăugăm încă, este bine că putem să comentăm diferite lucruri aici sau elevii pot să pentru ce temă să dă, pentru ce curs, pot să, în flux, de exemplu, eu pot să etichetez doar o persoană și să-i scriu ceva, da, și am să etichetez așa și am scriu, trimit ceva, da, și scriu Svetlana, citește acest articol. Și fie că eu să-i adaug aici un link, fie că tot am să iau linkul ăsta de aici. Așa, și adaug linkul. Adaugați un link. Și postez. Da? Pentru un student am postat. Și dacă merg în activitatea, așa, lecții. Ia uitați-vă. Mi-a venit mie că Svetlana citește acest articol, da? Și îmi vine mie mesaj. Mulțumesc! Adică pot să comunic cu cineva, să direct să-l etichetez, să-i arăt, sau pentru toată lumea să dau o notare, da? Ce mai este așa la clasele acestea? Că dacă deja noi am creat clasele, noi avem persoane aici create, adăugate, nu create, atunci noi o să putem aceste persoane să le folosim, adică să invităm într-un meet. De exemplu, dacă eu am să vreau pe o clasă să invit marți la o întâlnire, anume pe clasa asta, ce fac eu? Merg și creez un eveniment. Instrumente web. Aleg online. Așa, mai departe, aleg, nu e toată ziua, de exemplu, la 10 până la 10 jumate, nu se repetă, merg aici și pun, pentru că ce este bine, pentru că acest fiecare curs, când se creează, automat în calendar apare un calendar separat pentru el și acum eu aleg instrumente web pentru profesori și pot să scriu, de exemplu, vă invit la oră, la un curs online. Aleg tipul de conversație, de exemplu, Hangouts Meet. Și aici când aleg invitație, uitați-vă ce este bine, că eu aleg instrumente web. Vedeți? Și automat eu pot să adaug în clasă și
Pot să adaug instrumente web cu destinat profesorilor. Vedeți? Așa. Și aici deodată văd și profesorii care sunt. Și mi-apare aceasta și în clase. Și salvez. Și trimit invitația. Și aici, dacă să am un profesor care nu este semnat, da? Uitați, persoane din exterior. Comutați. Da, vedeți? Eu am pus aici. Și atunci când merg în clasă, eu văd calendarul, da? Și văd asta. Adică e cu șase alături elevilor, ca să vedeți elevii cum văd acest lucru. Mergem în activitate curs. Mergem la calendar. Și elevul ce vede? El vede când are lecție. Vedeți aici, instrumente web. El are lecție. El vede care teme de făcut. Și dacă o să intre aici, o să deschidă care de participat marți la o lecție, da? Și adică în agenda automat la ele apare și întâlnirea când o aveți cu o lecție online, da? Adică când vreți să faceți cu lecție sincron. Și asta este foarte bine pentru că nu trebuie să mai luați să scrieți fiecare elev. Ați adăugat clasa și ați adăugat grupul de elevi din clasă și este foarte comod. Mai departe, fie că vrem să creăm o temă în care elevii, de exemplu, să ne rezolve exercițiile pe foaie și apoi să ne fotografieze, după care noi să primim aceste fotografii și să le comentăm, să le dăm note. Cum facem acest lucru? Mergem la activitatea de curs. De asemenea, creăm o temă. Scriem tema pentru acasă, de exemplu. Și scriem, de exemplu, exercițiul 5, pagina 34 din manual. Și elevul, putem să mai scriem și o sugestie. Încărcați rezolvarea. Ca imagine sau fișier sau document, de exemplu, sau document. Mergem aici și punem că este evaluare curentă, că asta este 10 puncte, de exemplu. Așa, că se acordă subiectul, de exemplu, crearea unui portofoliu digital. Și creăm o temă. Nu am pus deadline, acolo nu am pus nimic, dar mergem la mesaje și mergem în contul test și mergem la clase. Haideți să mergem la clase. Ca să văd tema. Așa. Merg în clasă. Și merg la activitate curs și văd aici că este o temă pentru că, da? Termin și că se scrie și vreau să afișez această temă. Eu, de exemplu, gata, am rezolvat ca elev și vreau să adaug această fotografie. Merg și eu aleg ca fișier din dispozitivul meu sau din telefon sau din calculator și vreau să adaug. Așa. O imagine. Și gata, elevul ce trebuie să facă? Să predeie tema. O predă. Și eu ca profesor deja merg în curs, merg la note
și văd tema pentru casă și văd că deja Svetlana a încărcat, pentru că cineva parcă trebuie să o notez. Merg să o notez și văd încărcarea care a făcut-o Svetlana și merg aici și văd documentul. El se deschide în imagine. Și eu pot să comentez, să dau comentarii și să spun că, uite, aici nu e corect. Așa, de exemplu, aici e bine. Comentați, da. Și așa adaug și comentez toată lucrarea. Vreau să mai dau un comentariu în privat. Se putea mai bine, de exemplu. Mai bine și, de exemplu, îi pun nota 7. Așa. Postez aceasta. Și, de asemenea, trebuie să returnez nota, da? Ca să primească notificare pe e-mail că a venit nota. Gata. Nota aceasta s-a dus. Dacă merg la temă pentru acasă, la, da? Activitatea de curs. Trebuie să vedem dacă nu suntem în test, dar suntem în test. Și aici îmi scrie deja că eu sunt cu notă, vedeți? Și ca să văd nota îmi vine pe e-mail, afișez tema, dacă vreau să văd ce am făcut, îmi scrie nota 7 din 10, dar eu vreau să văd ce a comentat profesorul și cum am, da, cum eu pot să văd cum fac acest lucru. Elevul ce face? Merge în dosar de curs în Drive și aici deschide Drive-ul personal și uitați-vă, instrumente web cu curs destinat profesorul anume acestui curs și eu găsesc tema pentru acasă și uitați-vă aici apar comentariile, da? Aici e bine, aici nu e corect, da? Vedeți? Și eu pot să mai adaug comentarii și să fac redicționare, de exemplu, dacă ceva. Să-i spun că, uite, eu am făcut corect de un profesor, da? Și redicționez înapoi. Și același lucru, elevul poate să descarce în telefon, să tipărească acest lucru, să adauge comentariu și dacă ceva poate să trimită cuiva, de exemplu, să trimită unui coleg și spune, uite, profesoara a spus că e greșit aici, ajută-mă să rezolv, că nu știu cum, da, și elevul ajută, de exemplu, sau altceva. Cam asta e ce ține clasurumurile. După cum ați observat, nu este atât de greu să creezi o clasă. Acum rămâne doar să vă organizați toate disciplinele pentru clasele care predați. Rămâne ca să invitați elevii în aceste clase și să le arătați cum să lucreze, pentru că dacă aveți cu elevi care sunt în clase mai mici, trebuie să le arătați partea elevului, cum ei să încarce o sarcină pentru acasă, cum să citească notificările și cum să participă la o lecție online când îi faceți întâlnirea. Sper că acest mic tutorial o să vă ajute să creați aceste clase. Dacă apar întrebări pe parcurs, nu ezitați să mi le dați în comentarii pe pagina Clasa Viitorului și echipa noastră o să vă ajute să rezolvăm întrebările care au apărut. Vă mulțumesc și vă spun o zi bună. La revedere!